Bună ziua, suntem la Teiuș împreună cu domnul primar Vasile Hălălai, unde se construiește în premieră în județul Alba un centru pentru tineret. În ce constă acest centru? Bună ziua! Într-adevăr, ne aflăm pe așa numita zonă, locul târgului din Teiuș, în care se va edifica un vis al teiușenilor, tineri sau mai puțin tineri. Visul acesta este unul foarte simplu al povestii, este mult mai greu de a realiza, dar încet încet ne aflăm într-o fază destul de avansată de creare și realizare a lui. Centrul de tineret se întinde pe o suprafață de peste 4.000 de metri pătrați, din care peste 2.000 de metri pătrați suprafața acoperită. Va cuprinde o zonă pentru un bazin de not didactic, săl de bowling, săl de cinematograf, săl multimedia, săl pentru practicarea diferitelor sporturi, în așa fel încât la finalizarea lui, în această zonă deosebită a orașului nostru, se va crea un pol puternic pentru ca tinerii noștri, dar și cei mai puțin tineri, să poată să-și petreacă în condiții deosebite, clipe frumoase, clipe de relaxare, așa cum fac, din păcate, astăzi când sunt nevoiți, datorită lipsei acestui centru, să meargă în alte localități care dispun de așa ceva. În scurt timp și Teiușul va deține așa ceva, este o lucrare amplă, o lucrare mare, obținută printr-o finanțare europeană, prin proiectul operațional regional, o lucrare ce depășește 14,8 milioane de lei și termenul de finalizare a unei astfel de lucrări se situează undeva în luna martie anului viitor. Trage speranța ca un constructor determinat, cum este acesta care lucrează astăzi aici, să poată să finalizeze lucrarea în bune condiții, în așa fel încât beneficiarii direct, oamenii din orașul Teiuș și nu numai, să se poată bucura de binefacerile și nu greșesc când spun acest lucru, a unui astfel de centru atât de necesar și atât de așteptat. Care este acum stadiul lucrărilor și cât estimează constructorul că va finaliza până la 31 decembrie? Suntem într-un stadiu avansat de lucrare, de se realizează acoperișurile, deci din panouri termoizolante, se lucrează încet încet și la partea de interior, dar asta se va vedea mai bine după finalizarea închiderilor. Apreciem că avem un stadiu de execuție de peste 65% la acest moment, partea de materiale brute deja este aprovizionată și constructorul sper să-l aducă într-o fază ce depășește 85-90% până la 31 decembrie 2023. Cum v-a venit ideea să construiți în Teiuș, un oraș relativ mic, un astfel de centru pentru tineret? Pentru că, din câte știu eu, așa ceva nu mai există în județul Alba. Într-adevăr, ideea unui centru de tineret, să știți că nu mi-aparține neapărat mie, pentru că mi-a plăcut întotdeauna să iau ideile bune pe care le-am văzut și la alții. Într-una din periplurile mele, deci în orașele înfrățite din Occident, mai precis în Saint-Vit, în Belgia, care este oraș înfrățit cu noi, am văzut un centru multifuncțional care se apropie, bineînțeles, sub alte coordonate, sub un alt format, cu un alt specific al zonei, de ceea ce avem noi la Teiuș. Am preluat această idee, am avut și niște discuții cu oameni de meserie acolo și încet, încet, iată, cu o idee preluată acum vreo 10 ani de la oameni mai specializați decât noi, începe să devină și o realitate la noi la Teiuș. Având parte și de o proiectare corespunzătoare vis-a-vis de utilitatea acestui centru, având parte și de un constructor serios, sper să-l pot duce la bun sfârșit, să-l ducem la bun sfârșit în așa fel încât zestrea utilitară a orașului să poată să se îmbunătățească și să se îmbogățească cu ceva deosebit, cum puține localități din județul nostru se pot mândri că o au. Deci în martie 2024 sperați ca să se finalizeze lucrările, iar obținerea autorizațiilor în vara, probabil în vara anului 2024 sau chiar mai repede, teiușenii vor beneficia de sală de sport, de sală de forță, de bazine, de toate condițiile moderne pentru agrement la Teiuș. Da, aveți perfectă dreptate. Sperăm să se finalizeze, deci, partea efectivă de lucrare, iar acea problemă a vizelor, pe care știm foarte bine că la noi durează un pic mai mult, sperăm să o putem rezolva până la 3-4 luni sau anului viitor. Deci vara, toamna. Sperăm anului către toamna anului viitor acest centru să fie operațional și cetățenii din oraș, teiușenii mei, să poată să beneficieze din plin de binefacerile unei astfel de investiții. Mulțumesc!